Bună ziua și bine v-am găsit! Construirea unui brand online puternic de la zero poate părea o provocare majoră, însă cu o strategie bine pusă la punct și cu o viziune clară asupra ceea ce îți dorești pentru tine, dar și pentru publicul tău, poți transforma orice idee de afacere într-un brand de succes. Cum aflați în emisiunea de astăzi? Sunt Bianca Iordache și mă bucur să v-am alături, iată subiectele de astăzi. Campania hashtag josfiltrele continuă cu una dintre cele mai respectate și puternice voci din lumea muzicală din România. Monica Angel este invitată astăzi și vorbește despre naturalețe, defecte, încredere, dar și puterea interioară care au determinat-o să nu se dea bătută nicio clipă. Aflăm astăzi cum se construiește un brand de la Avicii Cirean, organizatorul celei mai mari conferințe de business din Europa Centrală și de Est, care are loc în fiecare an la București. Specialist în branding, Avicii Cirean dă câteva sfaturi utile celor la început de drum care caută succesul în mediul online. Campania hashtag josfiltrele continuă cu una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, Monica Angel. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Bine că te-am găsit în sfârșit, pentru că noi tot discutăm despre această întâlnire a noastră de ceva vreme. Ți-am promis că vin și uite că m-am ținut de cuvânt și mă bucur tare mult să fiu astăzi alături de tine și să discutăm despre aceste lucruri care sunt extraordinar de importante și care sunt din ce în ce mai apăsătoare, ca să zic așa. Când purtăm filtre și când nu purtăm filtre? Păi, în mod normal nu ar trebui să purtăm filtre deloc și asta nu are legătură doar cu povestea asta a tehnologiei. Asta are legătură cu fiecare zi a vieții noastre. Părerea mea este că filtrele, da, au apărut odată cu momentul în care fiecare dintre noi am ținut cont de ceea ce spun ceilalți. Pentru că ne interesează foarte mult validarea celorlalți, atunci suntem tentați să ne gândim în permanență cum să facem și ce trebuie să facem, astfel încât toți cei din jurul nostru să aibă cea mai bună părere despre noi. Greșit! În primul și în primul rând, ce trebuie să facem, din punctul meu de vedere, este să ne trezim în fiecare dimineață, să ne uităm în oglindă și să ne spunem nouă că ne iubim, că suntem minunați așa cum suntem, grași, slabi, înalți, scunzi, albi, negri, verzi, roșii, nici nu contează. Avem cel mai de preț dar pe care îl putem avea. Viața. Care e una singură. Da? De ce să stăm să ne gândim la ce spun ceilalți despre noi? De ce să stăm să ne gândim ce aș mai putea să fac să fiu validat de cel din fața mea? De ce să ne gândim în permanență ce filtre să mai adaug? Și când spun filtre, repet, nu mă refer doar la cele din telefon. Mă refer la orice fel de filtru. Important este noi cu noi să ne iubim, să fim bine noi așa cum suntem. E atât de simplu totodată. Dar nu crezi că asta vine odată cu vârsta? Când ești tânăr, încerci să impresionezi, te străduiești. Știi ce se întâmplă? Eu, din fericire, da, am prins și lucrurile de dinainte de 89. Înainte de 89 nu existau lucrurile astea. Da? Deci eu am început, practic, viața mea fără niciun fel de filtru. Drept pentru care nici nu m-a interesat. Deci eu așa am început, da? Fără să mă intereseze ce spune lumea. Pentru că tu erai conștientă de darul tău. Eu eram conștientă de darul meu, da. Despre mine toată lumea a spus întotdeauna că sunt foarte talentată, doar că sunt foarte grasă și că trebuie să slăbesc. Ok, am făcut niște greșeli din punctul ăsta de vedere, într-adevăr. Dar, până la urmă, n-a contat ceea ce spunea lumea. Eu și când eram foarte gras, aveam foarte multă încredere în mine. Erai bine tu cu tine? Da, și mă vedeam o femeie foarte frumoasă. Și eram o femeie foarte frumoasă. Eu cu mine, pentru mine. În rest, ceea ce spuneau ceilalți, nu conta. Chiar asta vorbeam cu prietenele mele, cu colegele mele, cu Luminița Angel, cu Nico. Și asta îmi spuneau și ele. Zice, băi, dar tu nici când erai grasă, n-aveai niciun fel de problemă. Într-adevăr,
Nu aveam niciun fel de problemă. Așadar, faptul că oamenii îți atrăgeau atenția, că poate nu corespundeai cu standardele cerute... A, dar nu mi-atrăgeau atenția, îmi spuneau direct. Îți spuneau direct. Da, da. Deci, oameni răi au existat dintotdeauna și vor exista întotdeauna. Și asta este alegerea lor să fie răi. Alegerea noastră, sau, mă rog, a mea, este să nu-i bagă în seamă. Că ei trăiesc în vibrația lor joasă și eu trăiesc în vibrația mea înaltă. Dar te-ai comparat vreodată cu altcineva? Cu nimeni. Cu nimeni niciodată. Dar e cea mai mare prostie să te compari cu cineva. De ce m-aș compara eu cu altcineva? Eu sunt eu, altcineva este altcineva. N-avem cum. Nu se poate. Sau să-mi doresc să ce? Să am 1,80 m, să am picioarele de nu știu câte, n-ai cum. Nu se poate. Trebuie să fii mulțumit, fericit cu ceea ce ți-a oferit Dumnezeu. Ai simțit în vreun moment că aceste kilograme în plus te trag în jos din punct de vedere profesional? Niciodată! Niciodată! Nu! Nu! Am avut niște succese extraordinare. Am câștigat 11 trofee internaționale. Sunt cel mai premiat artist din țara asta. Deci nu! Nu, n-are nicio legătură povestea asta cu kilogramele în plus cu succesul. Nu, dacă ești foarte bun în ceea ce faci, n-are nicio legătură. Și dacă ai încredere în tine, evident. Eu întotdeauna am fost o persoană care am avut încredere în mine. Am știut exact din totdeauna ce sunt, cum sunt, cine sunt. Pentru că m-am operat pe coloană într-o stare de urgență și pentru că domnul doctor Marius Catana, cel care m-a operat pe coloană, mi-a spus că trebuie să slăbesc pentru că altfel va trebui probabil să mă opereze destul de des. Și de aceea am slăbit. Dar altfel eu n-aș fi slăbit niciodată. Nu. Deci, practic, acela a fost un moment în viața mea în care eu am spus, în regulă, voi face ceva să îmi schimb stilul de viață pentru că am nevoie să fiu sănătoasă, să am grijă de copilul meu. Deci eu nu m-am gândit ce beneficii, de ce ar trebui, cum... Nu! Nu! S-a întâmplat acest lucru pentru că, repet, am fost operat pe coloană în urgență, am avut o pareză de 98% pe piciorul drept, am făcut recuperare 1 an și 6 luni, timp în care am și slăbit 30 de kilograme într-un an și 6 luni și după aceea, în timp, am mai slăbit încă 10 kilograme. Și atunci, apropo de social media și de tinerele acestea care încearcă din greu să placă oamenilor sau să atragă followeri, ce le-ai transmite lor? Că nu trebuie să facă asta pentru altcineva. Dacă ele, într-adevăr, simt din tot sufletul să facă asta și nu este chinuitor pentru ele, e în regulă. E în regulă. Doar că dacă fac asta doar pentru ceilalți, o să devină o povară. Pentru că nu poți să-ți trăiești viața pentru alții. Și viața ta nu este altora, este a ta. Tu trebuie să te bucuri de acest privilegiu extraordinar pe care l-ai, viața. Și de fiecare an care trece, nu? Mai aud fete tinere pe care le întreb, dar câți ani ai? Oh, nici nu vreau să spun, dar de ce? Am 24, zic, minunat, ah, nu, că am îmbătrânit. Wow, ai îmbătrânit la 24 de ani. Sau mai aud, se mai întâmplă să mai aud pe la știri. Este într-o formă senzațională la cei 22 de ani. Păi dacă la 22 de ani nu ești într-o formă senzațională, la ce vârstă să fii într-o formă senzațională? La 100? Se poate și la 100, dar depinde de cum îți construiești viața, de lucrurile pe care le faci, de alegerile tale, de multe alte lucruri. Crezi că social media distorsionează realitatea? De cele mai multe ori, da. Eu mă uit pe rețelele astea de socializare și toată lumea arată impecabil, toată lumea arată lux și opulență, toată lumea este într-o fericire maximă.
Ori viața nu este așa. Viața are și responsabilități, viața îți aduce și probleme, viața îți aduce și încercări, viața îți aduce și momente în care simți nevoia să urli, să plângi, să te descarci și așa mai departe, să dai cu pumnul în masă în anumite situații și așa mai departe. Viața îți aduce și momentul în care părinții nu sunt de acord cu tine sau soțul nu e de acord cu tine sau copilul nu te ascultă sau, și atunci nu poți să fii într-o fericire maximă. Eu am spus lucrul acesta și revin asupra lui că din punctul meu de vedere viața perfectă arată ca și EKG-ul unui om sănătos. Păi cum arată EKG-ul unui om sănătos? E mai sus, mai jos, foarte jos, foarte sus, știi? Și tot așa. Pentru că dacă este într-o linie așa dreaptă, aia a murit. Nu mai e. Face bip și aia nu e nimic. Deci povestea asta cu fericirea asta absolută, continuă și absolută și lux și opulență și ce, nu există. Băiatul tău are voie să petreacă timp în social media? Nu este sănătos să stai prea mult cu device-urile astea, cu telefon, cu PlayStation, cu toate lucrurile astea. Da, evident că îl las, dar avem niște limite. Niște limite. Pentru că nimic așa lăsat la voia întâmplării nu este sănătos. Adică în toate trebuie să avem un echilibru. Eu așa văd lucrurile. Știi că par și ești o femeie extrem de puternică, tu, Moni. Da, sunt. Da, sunt foarte puternică. Și totuși, dacă ar fi să-mi spui care a fost cel mai greu moment din viața ta, care ar fi acela? Nu știu dacă pot spune că au fost momente grele. Pot să spun că au fost încercări. Și de fiecare dată când am avut încercări, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că este alături de mine și pentru că mă iubește și eu îl iubesc pe Dumnezeu. Mie nu mi-e frică de Dumnezeu. Eu nu fac parte din categoria oamenilor cărora să le fie frică de Dumnezeu. Nu. Eu îl iubesc pe Dumnezeu și știu că mă iubește pentru că nu fac nimic greșit. Vreo cumpănă? Au fost, bineînțeles. Păi uite chiar asta cu povestea operației mele pe coloană. A fost o cumpănă foarte mare. Pentru că, repet, cu pareza aceea de 98% pe piciorul drept, cât am mers la recuperare, plângeam aproape la fiecare ședință, pentru că realmente nu puteam să mișc piciorul. Și nu știam dacă voi putea vreodată să merg așa cum merge un om normal. Dar am luptat și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru această încercare pe care mi-a dat-o și am mers mai departe. Odată cu această transformare spectaculoasă a venit și un adaos în diplomele tale, corect? Certificatul de instructor de fitness? Da, m-am dus și am făcut școala de instructor de fitness, consultant nutriționist, consultant psihonutriție. Fantastic, mi se pare. Da, le-am făcut la prietenii mei, care mi-au devenit prieteni, Georgiana și Bogdan Vasil. Niște oameni extraordinari, niște profesioniști desăvârșiți. M-am dus să fac lucrurile acestea pentru că am vrut să învăț pentru mine. Am vrut să știu cât mai multe. Am vrut să pot să mă duc la sală, la orice oră din zi și din noapte și să nu fiu legată de un antrenor, să știu ce trebuie să fac astfel încât să nu mă accidentez și să nu-mi fac rău. Și da, am făcut aceste cursuri. Cât a durat? Un an și două luni. Și vrei să dezvolți zona aceasta? Nu, nu. Aici ne oprim. Nu, aici, repet, le-am făcut pentru mine. Da. Le-am făcut pentru mine. Am medicul meu nutriționist, doamna doctor Alina Spinean, cu care țin legătura tot timpul. Ea este medic la Brașov și merg acolo la ea cel puțin o dată pe an și stăm de vorbă despre ce trebuie să mai fac, despre ce a mai apărut nou, pentru că ea este extraordinar de ancorată în domeniul acesta și nutriție și diabet. Pentru că, până la urmă, nutriția este strâns legată de partea asta de diabet. Știu că suntem la campania hashtag jos filtrele, dar nu pot să nu te întreb de proiectele tale. Ai lansat recent o melodie? Am lansat recent o melodie împreună cu Marian Stavăr, este și compozitorul și textierul.
Și această piesă o găsiți pe YouTube Monica Angel Oficial. Puteți să intrați acolo și dacă vă place, dați și un like și puteți să lăsați și comentarii. Este o altă Monica? Vedem o altă Monica sau este aceeași? Nu, sunt aceeași. Sunt același om, cum am fost întotdeauna. Sunt același om, bun, generos, vesel, trist, ca orice om, ca orice om. Îți mulțumesc din suflet. Și eu mulțumesc tare mult și te aștept aproape de mine, așa se numește piesa. Mulțumesc. Când vorbim de creativitate, afaceri, networking, experiențe digitale sau chiar schimbat vieți, vorbim de cea mai mare conferință din Europa Centrală și de Est. Doamnelor și domnilor, am plăcerea să vi-l prezint pe creierul din spatele unui întreg ecosistem AVC. Cirean, bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Noi credem că este mai mult decât o conferință de business, este un mod de a te exprima, este un mod în care încerci cumva să vii, să îți depășești limitele. Este o adunare a celor mai mișto oameni din România și ne bucură foarte, foarte mult faptul că putem să îi avem pe toți sub același acoperiș. Lăsând la o parte ce a devenit această conferință pentru România în primul rând, mi se pare foarte interesant că a pornit de la întrebarea pentru ce mă trezesc eu dimineața. Exact. Acum 12 ani sau 13 ani am avut așa un fel de transformare personală și m-am trezit într-o dimineață și m-am întrebat, ok, pentru ce mă trezesc eu în fiecare zi? Care este rolul meu pe pământ? Și cred că prin toate lucrurile pe care le fac, rolul meu este ca să inspir oameni și să le ofer alte perspective de a gândi și de a vedea lucrurilor. Și așa a pornit Brand Minds, de la un eveniment de 350 de participanți acum 10 ani la o conferință de 6-7 mii de oameni. Crezi că oricine poate fi antreprenor în zilele noastre? Eu cred că antreprenoriatul nu este pentru toată lumea. De ce spun treaba asta? Pentru că trebuie să ai o reziliență foarte, foarte mare la stres, o reziliență foarte mare la schimbări și să fii într-o continuă descoperire de noi tendințe, astfel încât să nu fii depășit de situație la un anumit moment dat. Dar când vorbim de afacerile digitale? Digitalul, din punctul meu de vedere, este un lucru necesar și esențial, doar că lucrurile se întâmplă cu viteză atât de mare încât orice faci astăzi, peste un an de zile este depășit. Vedem de la trendurile de targetări digitale până la trendurile de consumer behavior, nu știu cum să zic în română. În comportament de consumator. Dar de ce abilități ai nevoie? Uite, acum în zilele noastre toată lumea crede că poate să-și înceapă o afacere în mediul online. Cel puțin că este la îndemână, pe mai puțin bani, corect. Așa că am nevoie de părerea ta de a unui specialist în marketing până la urmă. Ce înseamnă în primul rând afacere online? Pentru că în momentul de față toate afacerile sunt și online. Adică nu cred că mai există o diseminare a afacerii în online sau să fie offline. Cred cu tărie în următorul lucru. Cred că se schimbă comportamentul de consumator și cred că online-ul nu mai are conversia aceea necesară de a vinde produsul, să-l bagi în coș și să-l cumperi imediat. Oamenii caută experiență. Iar din teza mea de marketer, eu cred că oamenii cumpără branduri. Iar brandurile se cumpără emoțional. Și în momentul în care mergi să îți cumperi un produs, de obicei brandul este cel care te ajută la decizia de cumpărare. Și cred că în momentul de față aș gândi eu mai mult ca narație. Cum pot să construiesc un brand decât cum pot să îmi construiesc o afacere. Și cred că aici este the sweet spot. Îmi aduc aminte că tu ai fost printre primii oameni care au adus-o pe Sofia, robotul umanoid, să o vedem aici în România. Da. Acum 7-8 ani, când partea asta de robotică, AI era super mega la început, acum sunt roboți mult mai avansați și poate vă facem anul viitor o surpriză, astfel încât să prezentăm publicului larg cea mai avansată formă de robot, umanoid.
Și pentru că tu ai experiență nu doar în marketing, dar vorbim și de tech, vorbim și de IT, vorbim și de AI, mi-ai precizat AI. Care crezi tu că sunt joburile viitorului? Wow! Joburile viitorului vor fi cam aceleași. Vor apărea altele. Vor apărea o grămadă de alte joburi pe care în momentul de față nu le putem imagina. Dar eu văd AI-ul ca fiind our companion. Adică cum întreb Google cum să-mi fac rețete de sarmale, vei avea tot timpul companionul tău AI care te va ajuta în călătoria asta de-a lungul vieții. Și mai mult decât atât, cred că AI-ul poate să aibă un impact pozitiv. De ce spun treaba asta? Pentru că te poate ajuta în multe situații, când te ajută să iei decizii, poate chiar mai bun decât le luăm noi emoțional, de multe ori. Și mai mult decât atât, care crezi tu că este impactul inteligenței artificiale asupra creativității? Creativitatea se va schimba. Adică se va duce în loc de a veni cu ideea, în loc de a crea cel mai bun prompt ca să-ți dea o idee extraordinară. Adică creativitatea tot va exista, pentru că cine va scrie promptul va avea un outcome super mega creativ. Cheia unei afaceri de succes este marketingul, corect? Și marketingul. Și este adevărată afirmația conform căreia cel mai bun marketing în 2024 îl faci pe social media, și aici vorbim de TikTok, Instagram sau Facebook? Cred că și da și nu. Spun de ce și spun de ce nu. De ce este că poți să ajungi la un număr foarte mare de oameni într-un timp foarte scurt, ceea ce este un lucru extraordinar. Ca să faci treaba asta acum 20 de ani, trebuia să investești miliarde ca să ajungi din America până în Japonia cu un produs astfel încât să îl vinzi. Costa foarte, foarte mult. Dar pe de altă parte nu se construiește partea de brand, pentru că brandul vine dintr-o consistență. Același lucru pe care îl faci zi de zi. Și cele mai bune exemple sunt de la brandurile de lux. Brandurile de lux toate au în componentă acel simplu lucru pe care le fac de zeci de ani de zile, de 20 de ani, de 30, de sute de ani sunt anumite companii și nu se schimbă, dar evoluează, inovează. Și cumva, cred că odată cu social media, nu crezi brand. Dacă ați remarcat, brandurile de lux nici nu au ads pe social media. Sunt anumite companii care pur și simplu nu au nevoie de social media, dar sunt niște branduri extraordinar de importante. Deja construite. Deja construite sau în proces de construcție. Însă dacă ești la început de drum? Încă dacă ești la început, depinde foarte mult care e obiectivul. Și într-un final, cu ce îți dorești să plece oamenii de la evenimentul vostru? Fiecare om să plece cu cel puțin 3 idei, pe care dacă le aplică, să ia decizii mai bune în viață. Eu cred următorul lucru, că noi suntem suma deciziilor noastre. Și cred că dacă iei constant decizii mai bune, viața noastră se îmbunătățește. Și calitatea vieții se îmbunătățește, se îmbunătățește claritatea mentală și mental health, se îmbunătățește sănătatea și, exact cum am spus, suntem suma alegerilor noastre. Îți mulțumesc tare mult! Cu drag! Aici se încheie emisiunea de astăzi. Sunt Bianca Iordache și vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături și vă doresc un weekend plăcut!